Doamnelor, domnilor, dați-mi voie să dau citire dispoziției numărul 1161 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Onești. Primarul Municipiului Onești, județul Bacău, în baza dispozițiilor articolului 39 aliniatul 2, articolul 68 din legea numărul 215/2001, administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Consiliul Local al Municipiului Onești, județul Bacău, se convocă în ședință extraordinară solemnă pentru data de 13 aprilie 2017, ora 12:30, ședință ce va avea loc la sediul Consiliului Local cu următoarea propunere de ordine de zi. Singura propunere este decernarea distinției Cheia Municipiului Onești, excelenței sale, dr. Herman Bergovitz Vica, consul onorific al României în Israel, în semn de recunoaștere și contribuție aduse la dezvoltarea și consolidarea relațiilor dintre România și Israel. Dacă sunteți de acord, să punem vot? Nu. Domnule primar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua tuturor. Dați-mi voie să fiu eu cel care am onoarea, bineînțeles, și deosebită plăcere să fac tot acest demers. Și îmi face mare plăcere să am această ocazie astăzi. Excelența voastră, stimate domnule consul, doamnelor și domnilor consilieri, distinși invitați. Vă mulțumesc și sunt profund onorat că ați răspuns invitației noastre de a vizita orașul și de a participa la această ședință solemnă a Consiliului Local Onești. Relațiile diplomatice între România și Israel au fost stabilite încă din 11 iunie 1948, imediat după crearea statului israelian. Oficiile conduse de miniștri plenipotențiali au fost deschise în același an, iar începând din anul 1969, reprezentarea diplomatică a fost ridicată la rangul de ambasadă. Viitorul se construiește ținând cont de trecut, iar lecțiile de asumare a trecutului, oricât de multe și oricât de des reluate, vor fi veșnic relevante în toate proiectele noastre prezente și viitoare. Deși român la origini, invitatul nostru vine din inima Israelului, acolo unde s-a stabilit cu familia în anul 1975, unde și-a finalizat și perfecționat pregătirea medicală și s-a împlinit pe plan profesional. În prezent, domnia sa conduce propria clinică de medicină pediatrică și generală în orașul Ierusalim și este, începând cu anul 2009, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu. Faptul că domnul dr. Bergovitz Herman este medicul personal al premierului israelian este o onoare atât pentru domnia sa, cât și pentru școala medicală românească. Stimați invitați! Pentru abilitățile în promovarea relațiilor bilaterale în plan politic, medical, cultural și chiar economic între România și Israel, precum și a intereselor comunității românești din această țară, pentru susținerea și apărarea intereselor majore ale României în fața guvernului israelian, pentru buna colaborare între comunitatea oneșteană și cea israeliană și, nu în ultimul rând, pentru viitoarele proiecte între Spitalul Municipal Onești și echipa domnului dr. Bergovici, propun să acordăm excelenței sale, domnului dr. Bergovitz Herman, consulul onorific al statului român în Israel, ca un semn de recunoștință a întregii sale activități, cheia orașului Onești. Doresc ca în încheiere să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră distinsă în municipiul nostru, să le mulțumesc tuturor colegilor din Consiliul Local și sunt convins că întâlnirea noastră de astăzi va deschide noi și importante colaborări în viitor. Vă mulțumesc frumos și dați-mi voie să vă și înmânez cheia municipiului Onești în numele tuturor consilierilor și locuitorilor municipiului Onești.
Aș vrea înainte să-i dau cuvântul domnului doctor să vă împărtășesc ceva personal. Mărturisesc că această întâlnire nu ar fi putut să aibă loc astăzi dacă un coleg, prieten și pot să-i spun aproape un frate al meu, domnul Radu Antohie, nu ar fi mijlocit dânsul la această întâlnire. Țin să-i mulțumesc și domnului Radu pentru intențiile bune pe care le are vis-a-vis de Onești și vis-a-vis și de alte proiecte care privesc nu numai Oneștiul, ci pot spune întreaga țară. Vă mulțumesc mult și doresc ca și în viitor să aveți aceeași atenție și disponibilitate să mă și să ne ajutați în ceea ce ne-am propus să facem bun pentru orașul nostru. Vă mulțumesc! Domnule doctor, vă rog. Bună ziua! Spun sincer, sunt emoționat. N-am crezut că să fiu emoționat, am trecut multe în viață, însă vreau să vă mulțumesc domnul primar și la domnul consilier al primăriei că au aprobat să mi se acorde această distinție de onoare chiar orașului Onești, care pe mine mă onorează în mod deosebit și mă bucură foarte mult. Eu m-am născut în România, am învățat la o școală foarte bună în Maramureș, orașul meu Târgu Lăpuș, unde am terminat liceul și am continuat facultatea de medicină din Cluj, unde am terminat o facultate foarte bună și am lucrat câțiva ani în câteva circumscripții sanitare din România și chiar în Moldova am fost undeva într-un circumscripție unde am învățat multă medicină la început. Am avut 24 de ani și am fost trimis deja la o circumscripție sanitară unde mi-a ajutat practica foarte mult. În 75 am ajuns în Israel și în Israel, desigur, știți că e o țară nouă, o limbă nouă, o cultură nouă. Trebuie să te adaptezi și nu este ușor, fiindcă sunt multe popoare acolo, este o concurență mare între toate și viața n-a fost așa de ușoară și vreau să spun că când am ajuns în Israel mă, cu 40-42 de ani, o jumătate în Israel a fost încă pustiu. În acești ani Israelul s-a dezvoltat în mod fenomenal. Vă doresc foarte mult să vizitați Israel. Nu fac acum reclame pentru Israel și pentru Ierusalim, că toată lumea vrea să ajungă la Ierusalim. Însă să vedeți cum este dezvoltarea, cum s-a dezvoltat Israelul în 40 de ani, ce drumuri s-au făcut, ce case noi s-au făcut, nu se recunoaște Israelul. Eu nu recunosc că e același Israel cu care am trăit numai cu 42 de ani. În orice caz, de cursul anilor, am devenit un medic foarte cunoscut, spre bucuria mea, de faptul că am primit și o cultură medicală foarte intensă din școala din Cluj și pentru faptul că românii evrei care au ajuns în Israel au fost foarte serioși. Noi știm să lucrăm, am învățat în România, să știm să lucrăm, să fim serioși și acest lucru s-a continuat și în Israel. Toți românii, și sunt foarte mulți români evrei din Moldova, am prieteni foarte mulți, pur și simplu lucrează și dau, sunt patrioți și dau totul pentru Israel. În altă parte, să știți, vedeți, eu vorbesc încă după 40 de ani limba română destul de bine. Și noi vorbim mult românește între noi, între prietenii noștri. Eu am prieteni, de exemplu, din Focșan, din Iași. Și vreau să spun în paranteză că evrei români din Focșan și din Iași se întâlnesc în fiecare an. Au aceste întâlniri între ei care vor să se vadă. Colegii numai cu 34 de ani și este întâlnirea ieșenilor, întâlnirea focșenilor, întâlnirea băcoanilor este. Băcoan e o comunitate evreiască, a fost în Băcoan extraordinar de mare, foarte mulți. Am și eu un cumnat din Bacău care zice că sunt zeci și zeci și zeci de băcoani evrei, români și se vorbește noi românești acolo. Nu ebraica. Adică toată lumea ține și n-a uitat de unde a pornit. Fiecare știe ce se întâmplă în România. Sunt îngrijorați de ce asta se întâmplă de multe ori în România și participă la multe lucruri care sunt în România, vizitează România în mod deosebit. În decursul anilor am devenit un medic foarte cunoscut, într-adevăr. Însă am devenit în faptul că, cum spunea mama, Dumnezeu să o ierte, zicea, băiatule, dacă tu vrei să dai, vrei să primești cinste, dă cinste. Deci asta trebuie să fie un motto la toată lumea, și la ce să învăț și pe
am lăsat băieții mei, am aici un nepot de 16 ani, care este cu mine și care încerc să învățe același lucru. Și noi, românii, ce am făcut în Israel, ce am dat cinste la toată lumea. Și așa am devenit, nu numai un medic cunoscut, dar între timp am devenit și medicul oficial și personal. Este ceva deosebit în Israel, că este ceva, o funcție foarte fermecătoare și foarte grea, de medicul personal al premierului israelian, care este privit în lumea astăzi ca unul dintre cei mai mari politicieni din lume. Eu nu sunt numai medicul, eu sunt și prietenul lui, familia mea, soția mea, care este aici cu mine și care a terminat conservatorul de muzică din Cluj, secția de pian. Astăzi este o profesoară de pian foarte cunoscută în Ierusalim. A fost profesoară de pian a băieților premierului și este directoarea adjunctă Academiei de Muzică din Ierusalim. Deci noi am reușit amândoi, am fost serioși, lucrăm și până astăzi foarte greu. Pentru mine a fost foarte important de cursul anilor. Am ajuns să fiu medic și cunoscut și așa mai departe în Israel, dar am zis, domnule, ok, ce facem noi acum? Pentru mine a fost foarte important să văd ce pot să fac eu pentru România, țara care totuși, eu m-am născut, mi-a dat educație foarte bună, cred eu, am citit foarte mult pe vremea mea, și am făcut facultatea, m-am căsătorit, chiar și băieții mei sunt născuți la Târgu Mureș, doi băieți de-a mei, și am zis, domnule, și am avut o mare ocazie, mare ocazie, 15 ani, să fiu cel care a intermediat cele mai multe întâlniri importante între politicieni români și israelieni. Pentru faptul, nu numai pentru faptul că sunt și prietenul personal al premierului, sunt și prieten cu foarte mulți politicieni israelieni. Eu nu sunt politician. Asta este norocul meu, așa că toată lumea mă iubește. Politicienii nu sunt iubiți. Eu, din cauza că sunt mai prieten cu foarte mulți, am intermediat așa de multe întâlniri că nu mă duc aminte. Și totul a fost într-un fel în spatele cortinei. N-am ieșit în evidență. Mi s-a propus de două ori, de exemplu, să fiu ambasadorul Israelului în România. Eu am refuzat. Pentru mine este importantă medicina. Eu am vrut să continu medicina mea de pediatrie, care am început-o și astăzi am trei generații deja de bolnavi deja. Și să fac legăturile între Israel și România. Între orașe din Israel și România. Între București și Ierusalim, București, Tel Aviv, înțelegeți? Pentru noi a fost foarte important să încercăm unul pe altul să ne ajutăm. România este foarte importantă pentru Israel. Cauză că România are un punct internațional, face parte din comunitatea internațională. Avem nevoie de votul României. Ne-am dat multe rezoluții care sunt împotriva Israelului. Și spre bucuria mea, România n-a votat împotriva noastră, nu mi-aduc aminte, de foarte mulți ani. Și noi, știți foarte bine, suntem o țară care s-a dezvoltat enorm. Tehnologie fantastică, unul de tehnologie cele mai bune în țară. Toți astăzi folosim WhatsApp-ul, de exemplu, sau Waze-ul folosim, sau astea, toate sunt producții israeliene care astăzi toată lumea folosește. Și noi avem multe de dat României. Adică toată le povestesc la toți politicienii români pe care cu toți m-am primit, de la președintele României până la premierul României, până la miniștri și mai departe. Toți anii ăștia am avut ocazie să cunosc foarte mulți politicieni români. Faptul să folosească această posibilitate a noastră, a tehnologiei israeliene, să se dezvolte România. Adică este și factorul meu important. Pentru asta am devenit și consul de onoare, care este pentru mine foarte... N-am cerut să fiu consul, credeți-mă. Am fost însă propus să fiu pentru faptul că, într-adevăr, am făcut foarte, foarte, foarte multe lucruri. Alte lucruri am făcut și multe lucruri întâlnite, tot felul de primare ai Bucureștiului în Israel. Ultima întâlnire cu doamna primară, Gabriela Firea, care m-a avut onoarea să-mi dea numele cu două zile, cetățean de onoare orașului București, și am intrat să văd cine sunt cetățeni de onoare orașului București. Am rămas surprins. Cei mai importanți oameni ai României sunt acolo. Deci am fost și eu fac parte în această importanță a României. În sensul că noi românii nu uităm originea noastră din România. Asta este adevărul. Și noi iubim țara, suntem patrioți evrei. Noi iubim și România foarte mult. Și eu vă spun sincer, pentru mine unește a fost totdeauna, poate este o metaforă, dar a fost un vis. Noi din Târgul Puș eram acolo, în nordul României, Onești. Onești, unde este Oneștiul ăsta? Era ceva, învăța la școală, cea mai mare fabrică petrochimică, trebuia să învățăm pe de rost, doar toate lucrurile astea petrochimică.
onești. Cum am început să cânt mai înainte, eram mare cântăreț, atunci nu erau muzică, YouTube și toate astea, eram acordeonist, eram și pianist, eram învățat, am știut chitară și am și fost solistul. Și eu cântam și băieții și fetele dansau și am avut întâlnire cu colegii mei din Târgu Lăpuș, pe care am legături foarte strânse și de prietenie și mi-au adus aminte cum eram eu marele cântăreț. Atunci m-au întrebat, tu s-aduce aminte țirica ce ai cântat tu? Dar zic eu, cum mă, dar mi-e putea de ceea cel mai mult cântecul? Onești, onești, cântec drag pe harta țării, zâmbetat în largul zării. Onești, onești. Asta era cântecul meu preferat. Ei, băieții și fetele dansau și eu mă uitau ca ha, cu jin, cum dansează eu și eu trebuia să cânt, da, ce se fac? Asta era. Și de doar să răspun, onest, a fost parcă un vis pentru mine și uitați, visul s-a întâmplat în domnul primar și domnul consilier a aprobat să fiu, m-au invitat aici în mod oficial și am venit cu mare bucurie, într-adevăr, aici în Onești și am fost foarte, foarte curios și astăzi am fost ieri la Strănicul Moldovei. Este raiul pe pământ, Strănicul Moldovei, de ceva. Trebuie de făcut ceva ca să se dezvolte, să vină turiștii. Am vorbit și cu domnul primar, domnule, turiștii în Israel, face să vină, domnule, eu să vină, spuneți-l la Onești, la Strănicul Moldovei, izraelienii umble toată lumea și o să vină și încoace. Mai trebuie de făcut puține reclame, să se știe, că nimeni nu știe acolo, de, afară de români, de Strănicul Moldovei. Domnul primar, vreau să vă spun că sunt încântat, vă mulțumesc foarte mult, domnul consilier al orașului, vă mulțumesc foarte mult că ați aprobat. Sunt fericit. Eu, soția și nepotul meu și prietenii suntem în orașul dumneavoastră și mi s-a împlinit un vis să fiu un Onești și să cânt Onești în fața dumneavoastră. Cântul meu preferat, Onești, Onești. Vă mulțumim! Vreau să vă mai fac un dar din partea comunității noastre pentru dumneavoastră, care este la fel de important ca și cheia orașului, zic eu. După care vă invit, alături de colegii mei, consilieri locali și nu numai, să vizităm Spitalul Municipal și Biblioteca Municipală, unde am pregătit un moment cultural, sperăm noi să vă placă. Ceea ce vă mânez acum este un simbol care o reprezintă pe Nadia Comăneci. Este, cred că, cea mai importantă persoană care s-a născut în municipiul Onești și care ne face cinste. Vă rog să primiți în dar acest simbol și sper să vă aducă aminte cu plăcere de vizita dumneavoastră de astăzi în municipiul Onești. Așadar, vă mulțumim și noi încă o dată. Sperăm ca vizita dumneavoastră să fie urmată și de proiecte comune, să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră și să ne bucurăm de ceea ce dumneavoastră ați învățat în timp cu mare efort, noi să ne bucurăm într-un interval de timp mai scurt așa. Vă mulțumim mult, primiți un dar, vă rog frumos. Și vă mulțumim frumos, vă invit să ne însoțiți în vizită la Spitalul Municipal și, după cum a spus, apoi la Biblioteca Municipală. Vă mulțumim mult!
adică nu acum n-au voie să leagă rezultatele, se leagă la dispensare speciale și cine este de urgență, îi primit. Dacă nu, îi obligă pe pacient să plătească. Frate, sunt pacient să plătească. Astăzi. Vă spun, vă dau câteva idei deja. Câteva idei deja, ca să reduceți puțin. Și eu când am fost așa, ăsta, tot orașul vinea la urgențe. Și ceva groaznic era. Nu erau patru. Că era la dumneavoastră în chipul. Patru. Și infuzie. Și se termina asta și se termina asta. Și Doamne, iartă-mă, și nu era oxigenul. Și termina oxigenul și odată zi și noapte. Din cauza asta am îmbătrânit așa de repede. Vă prezentă pe scurt. Este care urgențe? Minore. Minore. Adică? Adică traumatisme, durere abdominale, colo genale. Deci este doar care sunt la început minore, care trebuie să se minore. Da, așa, așa, după aceea am început minore. Ne orientăm după aceea. Da, la urgențe imediate sau majore. Este o investiție finalizată în toamna anului trecut. Vreau să spun două lucruri, că arată foarte bine în spital. După modelul centrului de primire urgențe de la Târgu Mureș. Ok. Noi am fost la Târgu Mureș, soția a fost la Târgu Mureș. Soția are o... Probabil că eu sunt medic, ai pianistă. Soția are o soră, care este șefă de secție la Spitalul Hadassah de dermatologie. Și tatăl soției a fost un mare medic în Târgu Mureș. Rentgenolog, care la 51 de ani a ajuns în Israel și la 57 de ani a venit șef de secție. Zice ceva, eu spun, numai la români se poate întâmpla așa ceva. Că la 51 de ani l-au chemat, a zis, ce știi ceva? Și a zis, cel mai bun lucru. Nu se făcea o operație la Hadassah, nu știu dacă s-au zis Hadassah, în care este cel mai cosmopolit spital din Israel și care se cred cei mai deștepți, ca să ajungă ori și află. Și am fost în decembrie, trebuie să vă povestesc, am fost în decembrie chemați, invitați de domnul rector de la Universitatea din Târgu Mureș și s-a făcut o comemorare al tatălui după 40 de ani. Adică el a fost studentul tatălui și el a trebuit să facă o comemorare. Am fost impresionat că toți după cineva și așa aminte după 40 de ani la Târgu Mureș, au dus două generații aproape și s-a făcut o comemorare foarte frumoasă al tatălui soției. Și afară de faptul că și numai în sală și sala mare de conferințe de la Hadassah este pe numele. Este asta. Adică ce vreau să vă spun, medicii români sau suntem bine pregătiți. Eu am foarte mulți prieteni medici români evrei care au învățat la Iași. Foarte mulți. Da. La Iași, da. Foarte mulți care au învățat la Cluj ca mine. Și mai puțin de București, dar clar, ăsta este. Și sunt extraordinari și la Târgu Mureș sunt mulți. Care, și extraordinari au reușit în Israel. Medici renumiți, medici foarte buni, tehnologia ajută. Avem o tehnologie care poate să fie medic bun, dar care tehnologie ești puțin cam paralizat. Dar la care tehnologia atunci absolut poate să ajute. Și mulți din acești medici vor să vină acum la pensie să lucreze aici. Da. Și mi-au spus, trebuie să spun și la domnilor care înregistrează, că au o plângere. Ei sunt medici specialiști în Israel. Medicii specialiști în Israel, care au terminat aici, vor să vină să dea asistențe medicale în România ca specialiști. Da. Și până primesc avizele. Da. Ca să fie specialiști, deși este recunoscut specialitatea noastră, am prieteni extraordinari, anesteziști. Și vrea să aducă anesteziști, și vrea să aducă doctori, dar nu pot să aduc, fiindcă n-am primit avize. Da. Și este mare lucru că acești oameni sunt anesteziști buni, sau sunt medici buni, și au și tehnologia, și vor să aducă și termeni de tehnologie și tot. Și tot este standard. Din cauza anumite lucruri birocratice, care păcat este acest lucru, că altfel vă spun, foarte mulți se prieteni care au la Iași, vor să vină, zic eu, suntem chemați aici și acolo și vreau să vinim, suntem în pensie, avem experiențe mari, nu pot să vin. Vă invităm să vizităm centrul de primire urgențe, după care să mergem pe secția de pediatrie, da, și să continuăm. Ala-i baby-ul meu, eu am început ca medic pediatru, eu am început să... Și tare este aici, da. Sunt de ultimă generație, spunem noi, adică aferent anului 2016. Da, e bine că e aici. E un parteneriat, toate investițiile s-au desfășurat un parteneriat Consiliul Județean și Consiliul Județean. Și